Muzeul Județean Buzău, instituție de cultură ce funcționează în subordinea Consiliului Județean, anunță o serie de activități ce se vor desfășura sâmbătă 24 februarie, începând cu ora 10 în cadrul celei de-a treia ediții a programului Dragobete vs. Sfântul Valentin. Pentru această zi, instituția a pregătit un program special. Este vorba despre prelegerea Dragobete vs. Sfântul Valentin, care va avea loc în amfiteatrul din sediul Muzeului Județean Buzău. O prelegere și, în general, ideea acestui proiect, nefiind atât de războinică precum este titlul, să arătăm ce este bine și ce este rău. Nu, dimpotrivă, ci este o comparație între cele două sărbători. Ne dorim ca cei participanți, în special tineri, dar nu numai, să afle lucruri noi despre originea celor două sărbători, despre semnificația lor și despre importanța lor. Până la vernisaj va fi și o proiecție de film documentar, un film tradiții de dragobete la români. Tot în ziua de sâmbătă, 24 februarie, va avea loc vernisarea expoziției de bază Epoca Fierului pe teritoriul județului Buzău. Odată cu deschiderea spre vizitarea acestei săli, dedicată perioadei getodacice, Muzeul Județean Buzău completează seria expozițiilor de bază din cadrul colecției de arheologie. Începând cu ora 11:30, va fi vernisajul expoziției Epoca Fierului în zona Carboaților de Culbură, o expoziție care practic va închide ciclul de săli expoziționale, de spații expoziționale al Muzeului Județean Buzău dedicate colecției de arheologie. Putem prezenta buzoienilor într-o manieră modernă, într-o manieră nouă, însoțită de mijloace și tehnice moderne folosite în muzeologia din zilele noastre și ultima sala colecției de arheologie. Și reprezentanții teatrului George Ciprian au pregătit evenimente deosebite în acest weekend. Cuplurile de îndrăgostiți sunt invitate să urmărească sâmbătă de la ora 18 piesa de teatru O noapte furtunoasă, la finalul căreia îndrăgostiții își pot reînnoi jurămintele sau cele mai tinere cupluri pot încheia căsătorii pentru o zi, care vor fi oficiate în foaierul teatrului. De asemenea, cei prezenți vor avea ocazia să imortalizeze momentul la poarta lui Dragobete, special amenajată în foaier pentru acest eveniment. Sărbătoarea aduce o serie de surprize pentru îndrăgostiți din partea Consiliului Județean Buzău.